Bravo! Se naște! Ok? Se naște! Dragonoșul meu drăguț și minunat! Haide! O să-i punem nume Borcan, la fel! Ui, ce drăguț e! Uite-te-vă la el! Ce drăguț este, măi! Haide! Ce de zile, fain! Am greșit-o, dar e tot amuzant! Râde de mie asta! Fă! Nu mai râde de mie că sunt prost! Îți dau un cap în gură! Deci eu greșesc acolo la testul final și atunci e doar really fun! Râde de mine! Când îi dau un cap în gură, nu mai râde de mie! Can you suck my dick? Ok, nici pe asta nu astăzi, nu. Fuck! Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod de School of Dragons. Bă, nu știu, am zis, merită să mai încercăm noi încă un episod din jocul ăsta, pentru că vreau să văd ce se mai poate întâmpla aici, pentru că din primul episod ați văzut și voi, am făcut tutorialul ăla, am învățat să pescuiesc și n-am văzut cine știe ce, doar că ați văzut și voi jocul, merită încercat, doar la faza cum călărești dragonul ăla și... Na, câte comenzi poți să faci și chestii. Mie mi-a plăcut. Și habar n-am unde am ajuns. Am intrat eu aici doar ca să modific facecam-ul și ceva la joc. Și... nu știu, am ajuns în peștera asta. M-a pus să vorbesc cu Hiccup pentru să-mi zic că nu știu ce chestii. Am dat eu next. Hai să nu vă mai rețin și pe voi. Și m-a băgat în peștera asta și acum mă pune să mă duc să vorbesc cu Valka. Și nu știu cine e Valka și nu știu ce se întâmplă aici. Văd niște dragonași micuți prin chestie. Vă mai zic încă o dată, înainte să începem episodul. Dacă vă place și vouă și vreți să mai facem episoade cu jocul ăsta, aș aprecia enorm dacă ați dat și voi un like. Hai să ținem peste 20 de like-uri dacă se poate. Și un comentariu și un subscribe dacă cumva sunteți noi. Citesc la fiecare episod toate comentariile și vă răspund dacă e ceva de răspuns. Și orice comentariu frumos primește inimioară de la mine. Iată ce dolofănel micuț. Ok, bun, hai să mergem. Jocul, încă o dată vă zic, se numește School of Dragons. Ceva How to Become, sau nu știu cum era, How to Train Your Dragons, ceva de genul. E făcut după desenul animat și îl găsiți pe Steam gratis. Este un joc mocha și pare interesant. Ok, hai să mergem după săgetuță să vorbim cu Valka. Asta e Valka? Ok, după Valka. Welcome to the Dragon Hatchery. Ok. Which element are you? Bă, eu nu sunt niciun element, dar practic cred că mi-ar plăcea. Eu sunt de eu așa sunt vărsător, știți voi, cu rodie. Și ar fi water, dar îmi place mai mult fire-ul. Hai să mergem pe water. Where the dragon is your fire be? Purple. Îmi place purple-ul mie foarte, foarte mult. Bă, ce bă asta? Bă, de ce pui mă întrebări? Mă, lasă-mă mă, să mă joc. Mă, vreau să conduc dragoni, vreau să-i călăresc. Să tâgdâm. Nu mai pune întrebări. Ce e asta, babo? Asta. Sar și dau un cap în gură. Your best partner is... ok. Mi-a dat un dragon ăsta. Ui, mi-a dat unul ăsta cu două capete. A partner that enjoys a challenge. Ok. Și mi-a dat mie dragonul ăla? It's just a suggestion, my dear. You may choose whichever așa dragon in your heart. Get down on the egg of your choice. Ok, hai, acum dăm dragon, unde? Aceea! Ce, click on the dragon egg and hatch it, ok? Do you want to hatch a deadly nether egg? Poți să iau mai multe ouă, oare? Da, bă! Uite, ăsta e de membri, ok? Jocul e multiplayer, în caz că nu știați. Bronc, și pe ăsta pot să-l iau? Ok, și pe ăsta pot să-l iau. Drăguț, trebuie să-mi aleg un dragon, de-aia să văd. Ăsta e member only. Ia, hai să vedem ce dragoni mai sunt pe aici. Bănesc că nu sunt foarte, foarte mulți. Uite, ăștia sunt aia cu două capete de mesa aia, că mi se potrivește mie. Ăla era un chestionar, ca să văd ce ou vreau eu să-mi iau. Stați să... repornesc timerul. Aparent. Ia. Member only. Păi da, bă, lasă-mă să-mi aleg și eu un dragon care e șmecher. Asta e de-aia cu țepi. Mi-aduc aminte, se numea Năpârcă Mortală, parcă, în desen. Mă uitam și la desen când eram mai... uite, ăsta e ăla... tip kid, ăla în flăcări. Ok, par toți drăguți, dar nu știu ce să aleg, sincer. Bă, cred că l-aleg pe ăsta. Mi se pare cea mai bună opțiune dintre toate. Opa, dă-te fă din drum, dă-te fă din potec. Ăsta, ok, da, dă-mi-l. Ia-l. Și iese din lavă, se naște. Ok, se naște. Dragonoșul meu drăguț și minunat. Haide, o să-i punem numele Borcan, la fel. Ui, ce drăguț e, uite-te bă la el. Ce drăguț este, măi. Odio. Dar acum întrebarea e ce nume să-i pun, oare? Trebuie să-i aleg un nume și nu știu ce nume să-i pun. Îmi place așa. Arată drăguț? Cred că arată drăguț. Eu zic că arată drăguț.
A, deci ăsta, așa rămâne, Dan. Și-l vreau băiețel sau fetiță. Îi crește țâțe? Dacă nu-i crește țâțe degeaba, v-am zis și în episodul trecut, băi, vreau țâțe la dragonul meu. Dacă n-are țâțe degeaba, atunci îl fac. Dar deja am un băiat, o să-l fac fetiță. Uite, îl fac fetiță și dau numele Borgănica. Nu? Ce ziceți? E un nume foarte bun? Nu. Ok, Dan, nu mi-a venit alt idee mai bună. Pinky, o să o cheme Pinky. Și se naște Pinky, stai că am făcut o mov. Oi, ce drăguț, s-a născut. Și pun mânuța și-l mângâi. Bă, da, da, ce drăguț. Ce drăguț. Au, așa am zis și eu, vedeți și Val care acționează la fel. That dragon is a beauty. Uai, ce drăguț. Uite, uite, este un player, băi, fă! Fă! Da, 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 lasă-mă să vorbesc cu asta. Unde ești, fă? A, trebuie să mor pe el? Poți să-l călăresc? Nu pot să-l călăresc. Deadly Nether se numește aparent. Nether. Nether. Cred că așa se citește numele și se numește Pinky. Poți să-i schimb numele? Da, da, cu diamante, deci nu e ok. E level 1, ce mai avem aici? Energie, avem happiness, avem speed-ul și chestii. Uite, și-l avem și pe Borcan. Cine-l mai știe pe Borcan? Avem doi dragoni. Ce drăguț. Uite, Borcan e level 11 și asta e level 1. Ia, e mai șmecher? E mai șmecher, mă, Borcan. Ia, uite, are și viteză, are de toate. Uuu, ce tare. Ok, nice. Și? Select Dragon, ăsta. Îl vreau pe, îl vreau pe ăsta micu. Pe Pinky. Beat stable, las, așa. Nu, de ce am vrea să dau Pinky? Ok, bun. Altceva. Vreau să vorbesc cu aia. Era o tipă pe aici, ați văzut-o și voi. Uite-o. Asta e? Asta e. Asta e un tip. Uite și pe tipă. Și puteți să-și scrim, avem chat aici. Fuck. Fuck you. Nu, nu mă lasă să fuck you. Bă, de ce nu mă lasă să scriu? Asta mă lasă, dar să-i scriu fuck you nu mă lasă. Fuck you. Nu mă lasă. Lol, nu mă lasă să scriu fuck you. F, puncte, puncte, puncte. Fuck. Stai. G, you. Nu mă lasă, lol. Ce dragon gigantic are ăsta? Ok, 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 bun. Hai să mergem să meet Bucket at the school. Și ăsta e drăguț, lol. Uite, așa o să fie și al meu cu țepi de stea. Îmi place ăsta. Uite, asta are două stele și asta e fată. Hello. Hello. Are you friendly? Can you suck my dick? Ok, nici pe asta nu mă lasă să scriu. Fuck! Cum îl cheamă pe ăsta? Bucket? Ăsta-i Bucket? Da, mă, ăsta e Bucket, mă! Bă, ăsta e găleată! Uite, are și o găleată pe cap, mi se pare logic. Ce? Nu mai pot? Ok, am dat mare fail. Lasă, frate, nici nu știu ce erau întrebările alea. Dar nu, 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 nu știu, e primul joc la care văd astfel. Adică după ce îți spune ceva, te și întreabă să vadă, bă, sigur a fost să stai atent, că, zău, tot te împiți, dar mă, dacă nu ai fost atent, uite o stafă, altă fată. Can you suck my dick? Hello? Asta are o stea, eu am nicio stea. Ba da, am și o stea, lol, ce drăguț. Nice, am făcut și o stea. Cred că, sper să nu vă enerveze că se tot conectează ăștia pe acolo pe jos, prin colț, dar am captură ecran și e destul de nașpa. Mă cheamă ăsta Fishless, Fish Legs, picior de pește. Ok, mi-aduc aminte și de ăsta, are bărbuță, bă, în desene n-avea. Ok, Fish Legs, service, nu știu ce, bla bla bla. Ce mi-a dat? Mi-a dat o... a zburat o piatră pe acolo. Ce-a fost aia? Ce trebuie să fac? Collect rock salt from a street. Ok, hai la street. Astrid. Uite, o să dau înapoi cu dragonul. Ăsta e membru, mă, care are dragon de ăsta șmecher. De la voi am să-mi iau. Și ăsta e drăguț. Și ăsta. Ok. Hai să mergem să colectăm from Astrid. Unde e Astrid? Ce asta? Ial. Ial, mă. Nu. Stai, dau bani? Am bani?
Nu, că nu știu ce fac cu banii. Hai să-l lăsăm acolo și să plecăm. Ok, eu habar n-am ce fac cu jocul ăsta momentan. Unde e Astrid? Astrid e... Come here. Aia e? Cred că aia e. Sau? Aia e, mă, uite acolo pe Astrid. Ok. Vreau să călăresc dragonașul. Poți să călăresc pe ăsta mic? Hei. Nu pot să-l călăresc? Poți să-i, să mă joc cu el? Ce drăguț! Uite, mă joc cu el și mi-au ce mingiuța! Aaaa! Mulțumesc! Opa! Nu vreau să fac asta. Ce face asta? Ce știu, după piat, după... Aia. Ok, interesant, gata, altceva. Gata, nu mai vreau. Vreau să merg la Astrid! Hai, vino cu Astrid, ne jucăm cu tine, cu dragonașul, ne jucăm cu... cu Pinky în episodul viitor. I found this rock salt when last time I must have form water, ok, bla bla bla. Ce faci? Mi-a mai dat chestii, unde să duc alea, că nu înțeleg. Par. Collect silvit from snowtloat, ok. Well done. Come see me. Ok, mi-a mai dat și asta ceva, nu știu ce mi-a dat, nu mă interesează, vreau să călăresc dragoni, voi nu înțelegeți. Uite ăsta are dragon cal meu. Hai da, ce vrea fata asta să fac la ea? De ce n-am speed? Nu pot să alerg mai repede? Ok. Îmi spuneați voi prin comentarii că v-ați mai jucat jocul, acum ceva timp, doar că pe telefon. Hypothesis. Ok. Iar cred că n-am apucat să văd. Le dau la nimereală. Fishing. Ăsta. Yes! Nice! Sunt bun! Sunt foarte bun! The procedure! To see if it's true or false. Let's choose the hypothesis that we'll test in the experiment. Ok. Asta? Interesting choice. Ok, let's get on with the experiment. Toothless is really excited to help you out. Ok. Let's go inside the lab. Hai! Mă duc cu asta înăuntru laboratorului, eu sunt violez o leacă. Să vezi ce daun ia, cam Veronica. Hai da, în laborator cu noi băieți și fete. Ok. Welcome to the lab. This is where we experiment with our items by following a series of steps that from a procedure. Procedur. Bun. Deci. Iată ăsta, să uite unde mă uit. Ce drăguț, îmi urmărește click-ul, vedeți? O, da, ce drăguț. Deci, there are you experiment items, click and drag and rock, deci trebuie să trăgem, trebuie să trăgem sarea aceea, după aia trebuie să deschidem ăsta, să scoatem temperatura, termometru, ok? Deci, you only need the fire action experiment, click on the right fire, the fire action... The fire action, rock salt, ok. Și care e fire? Ăsta. Ok. Click to record your observation. Ok, trebuie să scriem în jurnal ce se întâmplă. Deci, hurt up your... deci cred că asta am făcut, deci am bifat. E bifat, nice, mai departe. Asta nu e un... O, ăsta e o bulinuță, fuck! Nu e o hit. E hit up the tolbacit, till it burns, observe and record in your journal, ok? Ok. Good, complete the remainder, ok. Și pe asta am făcut-o. Acum ce trebuie să fac? Tolbacite asta. Hit up the tolbacite, hai să hit up the tolbacite. Till it burns, hai să till it burns și pe ăsta. Dar stai că trebuie să scoatem de aici ăsta, mă. Așa, că altfel nu vedem. Trebuie să vedem ce se întâmplă. Înțelegeți că fără el nu se poate. Hai, dă-i. Bun. Click to record eu așa și trebuie să observăm aceea ce se întâmplă în jurnal. Nice, și acum dăm pe restart. Și dăm mai departe, pasul următor. Hit up the silvite, silvite, till it burns. Burns, observe and record in your journal. Ok, deci dăm așa, care mai era prima? Salvitele, le drag here. După aia deschidem tolba cu magii. Scoatem ăsta că-i dăm foc.
Și foc, 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 dă-i! Dă-i tare, tati, mamă, ce drăguț e ăsta micu acolo. Și ăsta se uită după mouse-ul meu. Ce drăguț, încă o dată. Perfect, acum click to record your observation in the journal, ok? Next! Ăsta s-a făcut cu mov, îmi place ăsta. Poate trebuie să și rețin, că după aceea cine știe cum întreabă ăștia. Hai să dăm restart și să vedem mai departe. Le-am făcut pe toate, și? YouTube a crescut tot asta. Ce asta? Gheață, ok. Și acum ce? Ce asta? Nu-mi pas, mult de citit. Înapoi. Ok, să cred că am terminat, adică, păi, dacă nu... Great work! Great work! Nice! Your okay. Results are what you will use to analyze or figure out your conclusion at the end of every experiment. Asta e! Astrid, Fisher... Nu, asta e altceva, e vrăjeală, asta e! Nu e asta! Era prima! Bă, bine, știam că hipotesis ăsta era pe la final. Ok, am dat mare efect. That was really fun! That is really fun! Am greșit-o, dar e tot e amuzant. Râde de mine asta! Fă! Nu mai râde de mine că sunt prost! Îți dau un cap în gură! Deci eu greșesc acolo la testul final și a spune it's really fun! Râde de mine! Când îi dau un cap în gură, nu mai râde ea de mine. Trebuie să mergem să vorbim cu găleată. Găi, voi, găleată! Chefafă! New quest! Ok, trebuie să iau new quest-ul ăsta. Uite, mai sunt playerițe! Ia uite ce drăguț! Select your quest. Bă, toate le vreau. Nu, că ăsta e prea ușor. Stai, bă, de ce? Ce mai avem așa? Ice problem, Jones. Ice problem, assault of Burke. Așa, the mystery of the fog. Misterul ceții? Hai să facem, bă, prima, ce asta? Are you ready for the next lesson? Da, vreau, hai. Sunt ready pentru următoarea mea misiune. Cu toporul, cu chestii. A fugit toporul de mine. Bun, dar vreau să călăresc dacă... Cum îmi schimb dragonul? De aici? Nu mai știu de unde. Vreau să zbor cu el. De aici? Da, de aici. Bun, ăsta. Și dă-i make active. Ok, bun. Și acum vreau să-l călăresc. Vino coace. Borcan, vino coa. Vino coace, tati. Cine nu știe pe borcan? Cum îl călăresc pe borcan? Vreau să suie sus pe borcan. Ăștia pot să suie sus pe borcan. Dă-i să mănânce. Dă-i un de-asta. Dă-i să mănânce. Dă-i un de-asta. Eu deja full. Ok, vreau altceva. Vreau să îl călăresc. Cum îl călăresc? Am și emoticonuri aparent. Vreau să-l călăresc. Ai, fuck. Ce-am făcut, mă? Cum îl călăresc? Așa îl călăresc. Easy. Acum am dragon. Bă, dar... Poate... Acum am văzut și o să-l călăresc. Pot să... Deci... Dacă... Stai, ușor, dragonaș, ușor. Ce-am așa? Să țin apăsat ca să prind viteză, cred. Sau o să... Dacă apăs... Cum prind viteză cu dragonul ăsta? Eu nu înțeleg. Da, uite, am așa, bam, și trage cu chestii. Ok, și pot să urc în sus, sau să urc în jos. Uite, și pot să trag în ăla, bam! Uaa, ce tare! Am tras în el. Uite, și în ăla pot să trag. Aici, mă antrenez, mă, aici, mă băiez, mă. Aici te antrenezi, bam! Easy, și mi-a dat 11 chestii, bam! Bam! Și pe aia, bam! Bam! Nu mai am. Ok, hai să plecăm de aici. Aici, ăsta e? Bă, da, eu nu înțeleg o chestie. Ăsta de ce le tot schimbă numele? Alright! Gober. Sunt mai mulți. Welcome to the wilderness. Ok? Think you can handle it? Ok. Și acum ce trebuie să fac? Get 6 logs from... 6 logs from the smell tree. Ok. Trebuie să luăm de la copaci ăștia micuți. Să luăm copaci. Luăm copaci. Ia de te jos, mă. Aha, uite așa, bam. Poc, 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 poc. La tăiat de lemne cu borcan. Așa, puntitul.
Aparent dacă dau click pe mine se întâmplă chestii. Ia. Am aici o de-asta. Și ce face? Online friends. Bă, este un joc online, deci puteți și voi să... să-l luați și să vă jucați cu mine. Uite, s-a spawnat copac în fața mea. Ok. Let's get... Ok. Find 5 stones around the wilderness. Ok. Wilderness. Nu e wilderness. Wilderness. Ok. Hai să mergem să căutăm pietre. Mergem aici la pietre. Dacă nu e că aici sunt... A, uite aici. Asta e o piatră? Da, uite, asta e o piatră. Am luat o piatră. Mai sunt pietre pe aici? Ia că mor pe butelie, le văd imediat. Opa. Cum mor pe butelie? Mă enervează că îmi dă mereu asta aproape și nu-mi place. Unde pot găsi pietre, copii? Mai vreau o piatră. No, dar știți ce? Cred că o să căutăm pietrele în episodul viitor, pentru că deja am filmat ceva timp și nu știu cât o să-mi iasă, pentru că o să stau să editez acest video. Deci, dacă v-a plăcut și vouă acest episod, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, de share și de subscribe dacă sunteți noi pe acest canal. Un coment e binevenit mereu, eu sunt Paletă cu jocul ăsta pentru că e prima, a doua oară când mă joc și am văzut că voi v-ați mai jucat, deci dacă sunteți mai buni decât mine, aștept orice sfat. Citesc toate comentariile. Eu am fost aici alături de butelie și acum avem un nou dragon în familia noastră. Eu zic că merită să mai încercăm jocul, să ne mai jucăm și altă dată. Măcar așa o dată pe săptămână să postez cu un episod din jocul ăsta. Eu zic că merită. Hai să mai facem o mică tură cu cu butelia al nostru. Hai mă. Hai da sus butelie, sus tati, sus, 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 sus. Uite, vreau un peșter asta aici, butelie, intră. Aici la final de episod butelie. Nu prea știu cum să prind viteză cu butelie, dar cred că de aici. Hai, jos butelie. Jos tati, jos. Hai, hai butelie jos. Așa, perfect butelie, hai. Mergem aici pe stâncă. Și eu am fost Wiz, vă pup pe toți, salut!